Bună ziua! Astăzi sunt cu puișorul, plecăm la București și în drumul nostru o să facem câteva popasuri și sperăm să vă placă unde o să facem pauză. Avem vreo 7 ore până la București de la Ineu. Mergem Ineu, Gura Honț, Brad, Deva, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Pitești, București. Mergem la băiatul nostru să vedem ce mai face și cum se mai descurcă. Numai bine vă dorim și ne vedem la primul popas. Am ajuns la primul popas în direcția noastră spre București și ne-am oprit la Țebia, la mormântul lui Avram Iancu și la gorunul lui Horea. Poate nu toată lumea a fost aici, în zona asta de țară, și mergem să vedem cum arată mormântul lui Avram Iancu, crăișorul munților. El s-a născut la 1824 la aici este mormântul crăișorul munților. El a murit la 1872, a terminat studiile la Cluj, a fost un foarte bun strateg militar, a fost prieten foarte bun cu Nicolae Bălcescu. Foarte frumos e îngrijit. Uitați și tunurile. Și în față avem gorunul lui Horea. Și aici biserica satului Țebia. Aici mai avem în cimitir mai mulți eroi. Aici e crucea lui Horea. Și aici gorunul lui Horea. E foarte frumos îngrijit cimitirul și biserica. Al doilea popas îl facem la produse naturale de carne, virșli, și aici o să găsim multe mezeluri foarte bune. Am intrat în magazin și bunătățuri sunt aici. O să comandăm și noi ceva. Da, poftiți! Bună dimineața! Bună dimineața! Virșli aveți? Avem! De care? De oaie cu vită doar. Și de capră puține mai sunt. Nu mai avem. Haideți să vă aveți două perechi. Să servim aici. De capră. De capră. Da. Două perechi, vă rog. Și puiul, tu ce dorești? Nu vreau. Eu nu vreau asta. Păi, cafea vrei? Îmi pun și una de oaie cu vită. Nu, ies vreau, dar... Puneți, așa, așa, așa. De două și una? Da, da, da. Numai un moment. Și o cafea cu lapte, nu, da, puiul? Da, numai un moment, din suflet, vă rog să mă scuzați. Da, da. Diferența între vișli și... Da. Creu, vă știe, e că... Vișli sunt din carne, nu, e, nu sunt, da, din pastă. Așa. Au venit vișli. Arată foarte bine, sunt mai negri cumva. Asta din cauza fumăturii. Și se servesc cu muștar și cu boia. Așa se servesc vișli.
Cred că sunt foarte buni și știu că sunt foarte buni. Dacă treceți prin zonă, vă recomand să intrați la magazinul ăsta de mezeluri. Jenny și-a luat ghiveci. Adică ceva din legume, orez și toate cele. E bun, puișorul? Foarte bun. Ea a zis că mănâncă de post astăzi și atunci și-a luat ghiveci. Eu am mâncat 4 vișli, am mai rămas 2. Îi iau cu mine, că nu mai pot. Dar a fost foarte mult. Și ne continuăm drumul mai departe. Am ajuns la mănăstirea Cozia. Suntem pe Valea Oltului, la 25 de km de Râmnicu Vâlcea. Și ne-am oprit să vedem mormântul Ștefan, lui Mircea cel Bătrân, care a domnit între anii 1386 până în 1418. Asta am învățat la școală și cred că așa și este. A fost un domnitor care a dus o politică de echilibru, s-a înțeles și cu turcii și cu austriecii și cu cei de dincolo de munți, din Transilvania. El a dat și tribut turcilor pentru pace și a fost un politician foarte bun al țării românești. Am vizitat mănăstirea și mormântul lui Mircea cel Bătrân și acum încet încet mergem la mașină și din nou la drum. Am ajuns la Dedulești, la vestiții mici. Cei mai vestiți mici de la Dedulești, uitați ce frumos sunt. Mici, mari și gustoși. Așa da. Mulțumim! Plin de tarabe, cu mici. Mici, gârnăciori, pulpă, ceapă. O, ce bine arată! Cei mai vestiți mici din țară sunt, așa-i, doamnă? Da, da. Micii de la Dedulești. Da, da. Mulțumim, foarte frumos! După ce am plecat de la Dedulești, de la Dealul Negru, am venit la Pitești, am urcat pe autostradă și suntem la intrare în București. Este ora 14 aproximativ. Am venit foarte bine, am făcut 6 ore de la Ineu la București. Tot cu opriri, ne-am descurcat foarte bine, vremea bună. Puișorul, dacă vrei să mai spui ceva? Abia aștept să-mi văd fiul. Mi-e dor de el, că nu l-am văzut din noiembrie. Oho! Ajungem curând și o să fie foarte bine. Vă dorim vizionare plăcută și numai bine și sănătate. Doamne ajută! După ce am ajuns la București și am fost la băiatul nostru, ne-am gândit să facem o vizită, ghiciți unde? La Frumușani, la Sorin. Și am ajuns la Sorin, vremea e frumoasă, soare, bate vântul. Și tare mult am vrut să venim în vizită la Sorin, deși nu i-am spus,
că venim, am vrut să-i facem o surpriză. Dar am ajuns cu bine. Văd că la Sorin în curte toate sunt la punct. Începe să se învezească și gazonul și gardul viu care l-are el aici. Lacul unde pescuiește el de fiecare dată când vrea să se relaxeze. Să știți că a prins foarte mult grab și el la toți le dă drumul. Cred că deja îl cunosc. Pește, pe Sorin. Vin frumos, agață, că știe că le dă drumul. Cam asta a fost plimbarea noastră până la București și o să mai venim și cu altă ocazie. Vă mulțumim, să fiți sănătoși!